Rădăcinile ecuației x minus 2, 1, 0, 1, x minus 1, 1, 0, 1, x minus 2 egal cu 0. Da? Ei, acum fiți atenți. Metoda 1. Dezvoltați determinantul privind cu regula lui Sarus. Da? Și faceți ecuația x la a treia, nu știu ce. Da? Deci ecuația este x la a treia plus bla 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 egal cu 0 și aflați rădăcini cu divizorii termenului liber. Metoda 2. Noi știm că avem ecuația de gradul 3, că vine ăsta de aici odată ca produs. Uite ce se întâmplă. Observați că dacă x egal cu 2, de exemplu, determinantul meu devine cine? 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Da? Așa. Deci, ce să zic? Mă iau după grilă. De asta l-am luat pe x egal cu 2. Era primul care însărea în noi, da? Și determinantul ăsta e 0 cu 0 minus 0. Stați puțin, nu, cred că am... A, nu, era 0, scuze. Vedeam eu că am încurcat undeva și nu știam. Aici e 0. Dacă x minus 2, așa. Și determinantul ăsta, observați, are două linii egale. Care? Ăsta. Deci egal cu 0. Deci x egal cu 2 este odată rădăcină. Observați, aici la D nu merge pentru că nu am rădăcina 2. Hai să vedem la 1 cât mi-ar da, că mai am de alt de 1 pe acolo. Pentru x egal cu 1, ce devine determinantul? Minus 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, minus 1, da? Bun, ăsta ar trebui să-l fac, da? Repet, asta prin ghicire, plecând de la grilă. Asta era mai simplă, că dura mai puțin, dar ca idee, da? Cât face determinantul? Este 0 cu 0 cu 0 minus 0 face 1, face 1 plus 1, stați puțin, 2, 1 plus 1, 2, așa, 1 plus 1 egal cu 2 e diferit de 0, deci x egal cu 1 nu este rădăcina. Prin urmare, B1 nu merge că mi l-a dat ca rădăcină, C1 nu merge. Da? Nu știu acum asta, stai să vedem. Hai să verificăm pe 0 și pe 3. Pentru x egal cu 0, ce-ți dă determinantul? Minus 2, 1, 0, 1, minus 1, 1, 0, 1, minus 2. Cât face determinantul? Face minus 4 cu 0 cu 0 cu 0 plus 2 plus 2. Aha. Egal cu 0, deși x egal cu 0 este rădăcină. De 0 ăsta 2 l-am scos. Pentru x egal cu 3. Determinantul înseamnă cine? 1, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 1. Da? Ia să face determinantul. 2 cu 0 cu 0 minus 0 minus 1 minus 1. Care e egal cu 0. Observați și a treia rădăcină. Da? Prin urmare, cum am găsit-o și pe a treia, răspunsul corect este A. Da? Deci evident că... Da, repet, asta a fost așa, printr-o ghiceală, dar putea să dezvoltați de aici și aflați cu divizorii termenului liber, nu era nicio problemă. Da?